Sălajul ocupă locul 41, un loc dezonorant în ceea ce privește fondurile europene rambursate. Pe deasupra, economia se află în regres. În aceste condiții, PNL propune UDMR, un proiect de alianță pentru dezvoltare. În 12 ani de conducere, Sălajul ocupă locul 41 din 42 de poziții a județelor care au contractat fonduri europene. Economia județului este asemeni Teleorman și a Ialomiței, mai cu seamă în regres. În cadrul unei conferințe de presă, deputatul liberal Lucian Bodea a propus public UDMR Sălaj un proiect de alianță în Consiliul Județean Sălaj. Azi, împreună cu Radu Căpălănșiu și Septimiu Țurcaș, suntem mandatați să propunem UDMR Sălaj un proiect de alianță pentru dezvoltarea județului Sălaj. Sălajul are nevoie de o schimbare la nivelul conducerii Consiliului Județean. Majoritatea PNL-UDMR ar putea fi aplicată și la nivelul Consiliului Local Zalău și Mleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, respectiv în alte 8 consilii locale de comună. Majoritatea a fost deja parafată la nivelul județului Arad și Satu Mare. De altfel, premizele pentru această alianță la Cluj, respectiv la Bihor, sunt foarte mari. Radu Căpălnașiu se arată pro-alianței cu UDMR, susținând că și în trecut s-a reușit o bună colaborare. Am avut o colaborare bună în partea de executiv, la nivelul primăriei municipiului Zalău, cu UDMR-ul, cu viceprimarul desemnat, reușind să contribuim împreună la proiectele pe care le aveam la nivelul Consiliului Local a Primăriei Municipiului Zalău. Septimiu Țurcaș, edilul și Mleu Silvaniei consideră formarea acestei echipe în executiv un lucru bun, iar colaborarea dintre cele două formațiuni politice va aduce doar beneficii. Sigur că aștept și așteptăm cu nerăbdare decizia UDMR-ului la această propunere a noastră și vreau să mă bucur că Partidul Național Liberal a luat această decizie, zic eu, înțeleaptă. UDMR face parte din aceeași familie politică cu PNL în Uniunea Europeană, acest lucru fiind un atun realizarea unui astfel de proiect politic.